Ca în fiecare an de 1 iunie, administrația Lacuri Parcuri și Agrement București a pregătit mai multe surprize copiilor de ziua lor. În manejul Centrului de Salvare și Recuperare a Cailor Tetoboc, situat în șoseaua Petrican, a avut loc un spectacol ecvestru în care copiii s-au putut bucura de dresuri de cai, prezentări de rase de cai, sărituri peste obstacole, dar și de spectacole de magie și chiar un concert rock. În primul rând am să vă spun la mulți ani de ziua voastră! Ne aflăm aici, în adăpostul de cai abandonați din București. Deși arată ca un loc de joacă sau ca un loc de distracții pentru copii, trebuie să știți că aici sunt aduși caii care au suferit diverse abuzuri, accidente, pe care noi aici îi recuperăm. Evenimentul a cuprins mai multe manifestări dedicate copiilor, precum o demonstrație a poliției rutiere, demonstrația echipei de scrimă junior conduși de campioana olimpică și mondială la floretă Roxana Bârlădeanu, demonstrație de dresaj cu cal în libertate și un concert susținut de Lulu Cerven și trupa Rock Incorporation. Spațiul foarte bine amenajat al Centrului de Salvare și Recuperare a Cailor Tetoboc poate găzdui 200 de copii însoțiți de părinți, iar alături de aceștia, Alpab a invitat 30 de copii de la Centrul Instituționalizat Cireșari. Este minunat sentimentul că poți oferi celor mici o bucurie, iar părinților un mod plăcut de a-și educa și relaxa copiii. În fiecare an ne-am gândit să răspundem așteptării bucureștenilor și să le oferim momente cât mai plăcute pe care le pot petrece în mijlocul naturii. Mă bucur să constat că eforturile pe care le-am depus până acum de a transforma parcurile într-o oază de liniște și relaxare nu au fost în zadar, iar asta o confirmă numărul din ce în ce mai mare al vizitatorilor din parcuri, a declarat directorul general al administrației Lacuri Parcuri și Agrement București, Radu Popa.